Bine ne-am regăsit la știrile din muzica de 10. Def Leppard nu dă semne că ar încetini odată cu trecerea anilor și tocmai a lansat un single vibrant, Take What You Want. Sună atât de mult a anii 80 și început de anii 90 că și l-ar putea asuma și Guns N' Roses sau Motley Crue și nu s-ar supăra nimeni. E totuși ceva mai încărcat de pozitivitate și veselie. Take What You Want este al doilea single de pe noul album Def Leppard, Diamond Star Hallows, care va sosi pe 27 mai. Au trecut 7 ani de la ultimul LP al britanicilor, care se numea chiar Def Leppard. Viitorul disc va sosi în multiple variante, inclusiv una de lux, dublu vinil, format digital, CD și bundle-uri cu merch. Alternosfera, una dintre cele mai îndrăgite trupe de rock din Republica Moldova, va susține un concert de proporții în Sala Transilvania din Sibiu. Evenimentul va avea loc în luna mai, cunoscută publicului din Sibiu, datorită prestațiilor sale de pe scenele marilor festivaluri de gen Artmania, Focus Festival. Alternosfera va susține pentru prima dată după multă vreme un concert dedicat în exclusivitate fanilor trupei. Concertul va avea loc sâmbătă 7 mai la Sala Transilvania din Sibiu și este încărcat de o importantă notă personală, după cum a declarat trupa. Discoteca Festival ajunge în 2022 la cea de-a treia ediție. DJ Geo da Silva este unul dintre primii artiști confirmați la evenimentul programat să aibă loc în luna mai. Cel mai important eveniment muzical ce a avut loc în orașul de pe Bega, Discoteca Festival revine anul acesta într-un spațiu sigur, având în vedere contextul medical încă sensibil. Festivalul va avea loc în perioada 27-29 mai într-o locație pe care timișorenii o îndrăgesc și cu care sunt familiarizați, respectiv Muzeul Satului Bănățean. BTS a încheiat o rezidență de 4 nopți în Las Vegas cu un anunț surpriză, și anume că a pregătit un nou album pentru fanii săi. Bangtan Boys va lansa un album în luna iunie, mai precis pe 10 iunie. Vestea a fost anunțată printr-o imagine pe un ecran din Vegas, alături de motoul We Are Bulletproof. După acel teaser, BTS a postat și un scurt teaser video pe Twitter, care include un bas greu de tot și secvențe din clipurile artiștilor în alb-negru. În doar 24 de ore a strâns 4 milioane de vizualizări. Ultimul single oficial BTS a sosit în 2021, Permission to Dance, fiind imediat un hit care a primit 4 stele din 5 de la NMA. Tot în 2021 am avut parte și de o super colaborare cu Coldplay pe piesa My Universe. Acum vine un nou album.